No, deci ce faci aici? Bună ziua! Păi, eu te întreb nimic. Da. Păi, n-am știut. Deci, a venit momentul ca să-mi pun eu vaza aia măruntă pe ăsta căpățâni. Căpățânile deja vrea să fermenteze. Uitați aici. Păi începe deja, normal. Uitați, dar uite, chiar... Începe să se acrească, uite da. Acolo. Mă, las că e bine. Foarte bine. Mureze, așa eu iau fel. Acum mai de dar napa asta. Tot? Nu, mami, numai... Trebuie luat un pic, da? Cred că e suficient. Da. Și acum poți să pui varza. Oare unde să mai pun eu apă? Că mai trebuie luat din ea. Mhm. Completăm la urmă, știi? Mmm, că miroase bine. Mmm. Deci se murează. Înseamnă că e bine. Așa. Și acum o să punem cea. O punem aici. Dar mai trebuie, văd, că lua din apă. Aici trebuie musai luată ca să... Putem să punem varza de aici și atunci să mai completăm din murătura asta care e aici, aici. După aceea. Deci mai intră coale, nu? Eu am de alea mari și oale și... și ligian, dar apoi nu mai mă duc eu până pe în cămară. Să iau. Dar să știți că miroase a varză luată. Vrei așa ceva, Natalia? Nu vreau. Așa. Nu mai luăm, să vedem cum e aici. Deci asta o punem la loc, unde a fost. Așa. S-a murat bine. De până în parte, ca Natalia. Deci acum punem ce nu mai rămas. E varză de la Socodor. Și doamna e foarte curioasă să se vadă pe sară pe YouTube. Aha. Și am făcut și poză cu ea. Deci ea numai pe sară ajunge, hă? Acum pleacă, o să mai stă un pic și o să duce acasă. Mm. Păi, nu, ce să faci? Eu cred că una din asta ți-a fost de ajuns, a? Serios? Tu ce zici? Eu zic că pun pe Angela să o pun aici, uite așa, cu pumnii. Și... și mai... crezi că mai intră? Da, da. Încă un săculieț de asta. Natalia? Păi nu știu unde ai pus-o. Păi în pungă, în pungă, în plasă. Cred că ar trebui să merg sus în cămară să mai iau din apă. Știi? Că mai trebuie luat din apă. Eu zic că nu mai trebuie luat din apă. Dacă pui pe asta, nu o să mai trebuiască luat. Eu știu ce vorbesc. Da. Pun și după aia mergi și aduci.
Ca să vezi că nu te minte. Ok. Deci nu ajunge butoiul ăsta. Ai văzut? Cum știe soacră ta că mai 20 de kg trebuia? Mai trebuie. Ai văzut? Că n-am dat greș. Da. Și încă dacă ar mai fi luat o pungă din asta, ar fi meșare. Nu. Poate mere mâine și mai luăm una. Deci, ce mă refer? Cât e iarna de lungă, din, nu punem decembrie, din ianuarie până în martie, mai luăm un pic de varză și din asta măruntă și o fervem. Și 20 de chile cam e cu cântec. 20 de chile. 20 de kilograme. Da. Uite așa, mama, trebuie. Da. Ia așa. Nu ia ca tot. Deci mai trebuia 10 kilograme. Ar fi intrat. Nu ia ca tot. Ați văzut că s-a rezolvat. Deci de aici mai trebuia luat din apă și pus mai una din asta, o pungă. Ce facem? Mm. Da, iacră. Nu, știu că iacră. Mai ce bună, e ca, cum se zice, ca vinul. Foarte bun. Acum ce fac? Să mai luăm mâine mai una din asta? Sau lăsăm atâta? Asta se așează și tot mai trebuie. Dacă se moaie, da. Ce zici? La mâine. Cum vrei tu, așa fac. Dacă tu zici să mai luăm, luăm, dacă nu. Rămânem cu atât? Eu zic că da, că cine mâncă atâta? Adică, nu, eu mă refer că noi suntem puțini și nu. Eu zic că e destul. Miroase fain? Natalia. Nu? Ce? Și cu murătura aia. Mami, are păcat. Părara. Are părara? Mm-hmm. Trebuie tunsă. Mm-hmm. Nu? Nu, eu știu ce să știu să zic, nu. E și pui și ardei, nu? Așa, de design, ca frumusețe. Hei. Deci nu are acolo și hrean, are și gutui, are și de toate. Da, să fie așa, cum zic eu, ca frumusețe. O să pune saleurile astea. De la macul galben. Să știți. Dar nu știu de ce nu se mai focusează telefonul meu. Și acum punem cucurulul. Iată așa. Hai să vezi, Natalia, ce face mami. Uite așa. Vezi? Uite. Era câte un porumb din ăsta care era atât de greu să-l desfăcea. Iii, Natalia, ce fain este cu șapcă. Nu, ia că am pus și cucuruz. Ia că, frate Costel, am pus și cucuruz. Mami,
mă duc, tati. Ok, du-te. Uite, stai să-ți arăt. Dar mă duc. Asta nu mai punem, că deja e rost de șoare. Șoricei. Vedeți? Da, eu l-am spălat. Șorecuță. Nu, bun. De șoricei rost și nu mai punem acolo. Doamne, ce-mi place mie cum s-o acri de fain. Nu. Ce fain ai. Și acum apa asta. Ce bună. Crede-mă. Iam. Da. Deci, iam, să știți. Și pui capac? Da, da. Ok. Dar ține la mână. Că vin imediat. Tu mai vrei să mai pui și altceva. Uite ce-o făcut! Pielea lui Ciuciurică. Vezi că se duce tot. Așa. Atât e destul. Nu știu, eu zic, pic de cimbru. Da, s-o acri foarte bine. Da, nu știu cu porumbul ăsta, până acum eu n-am văzut cu porumb. Porumbul se pune pe fundul, dar dacă n-am avut, ia că eu l-am pus deasupra. Și mai punem și cimbrul ăsta. Ia așa. O lecuță, stai o leacă. Fă-i poze. Păi aia vreau. Fac o poziție și... Și uite aia și cucuruzul, să se vadă. Păi să vede porumbul. Se vede? Da, da, cucărița. Nu mai... Cucărița. Știa Angie ce spune. Știa Angie ce spune. E, așa, și închidem. Și vă mai vedem. Eu zic că e destul. Ați văzut că deja o fermentat. Da. Deja îi atât de plăcut la gust că n-am cuvinte. Nu-i sărat, are, nu-i... Deci are hrean, are gutui, are cimbru, are... Cum îl cheamă ăla care îmi place mie? Chimen. Chimen. Am pus chimen pe fund, că ăla e cel mai, cel mai chimen. Și acum așteptăm să se crească. Da. Dar n-am mai pus... Ce? Piatra. Mai trebuie? Eu știu. Nu zic că nu mai trebuie, că e suficient. Nu mai trebuie. Nu mai trebuie. Și așa acum l-ai conservat, nu? Da. Nu mai trebuie. Și nu mai punem piatra. Da. Că ai pus capacul. Că și nu mai trebuie. Stă. Da. Uite. Da, că e deja ai pus capacul și nu mai trebuie. Da. Eu știu. Poate să ridică și nu rămâne apă pe el. Știi? Ar trebui să mai las. Să nu las tu. Înțelegi tu? Eu zic să... Eu știu. Stai să vezi ce vreau să zic. Foi de dafi n-ai pus. Ai uitat. Dar e prea mult dacă pun atât, dacă îl amărăști. Păi punem doar câteva, nu? Că ai mai pus acolo jos. Am pus, dar nu, nu mult, că nu pun mult, că l-amărăște. Ia că pune așa. Punem așa. Uite așa. Până să mai așează. Poți să-l iei. Piatră de codru. Doamna de sofrunie m-a dus. Piatra asta. Mai lăsăm așa câteva zile și după aia punem capac. Capacul. Mai las așa până fermentează, dar am avut cu ce să acopăr. Mă, în spatele tău. Tu l-ai pus acolo. Da. Mai lăsăm. Acum. Vedeți? El deja fermentează, are spume. Da, atât e de gustos, nu știu dacă mă credeți, e foarte fain. Și acum acoperim și mai lăsăm așa puțin de vreo 5 zile și după aia vedem despre ce e vorba.
Vă pupăm. Aceasta a fost realizarea mea. Am dus-o la bun sfârșit. Și așteptăm acum să punem rața pe varză. Pace, la sau... revedere! Da. Ce mai vrei, cârnați? Nu vine, gata. Nu vine. Jamboane, ce vrei? Nu, 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 mersi. Pace, la revedere! Vreau să-ți aud, inima cum bate.
Isus, Domnul